dimineața, dragii mei! Haideți cu noi la masă! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Dragii mei, uitați, eu acum m-am pus aici să mânc și Mihai m-a zis că mă filmează cum mânc. Pe să mă filmeze, poate, poate, zic poate, vă place ce mânc eu dimineața. Uitați ce mâncăm noi, o să vă prezint imediat. Aici ce m-a rămas mie, murătura, ardei, ardei iute, deci așa mânc eu dimineața, ca să știți. Avem aici, am făcut, dar nu v-am arătat că nu vă place. Deci nu le place, la 2000-3000 le place. Am prăjit cartof, că mie m-a rămas cartof curățat, tăiat și le-am prăjit. Uitați aici, eu le mânc, o să mânce și Miri din ea. Am cartof prăjit, am aici șuncă presată de curcan. Și uitați-vă aici, rulău, atâta mai avem noi din rulău, ce am postat, uitați ce bine arată, așa arată când e tăiat, se vede? Mihai, se vede straturile? Da, dar ai văzut că s-o uita la așa rulău, care am zis că îmi dau pâlme, așa arată de fain. Nimeni nu s-o uita la el. Te zi, arăt când se taie, de fain. Da. A, ce să mai zic... Eu le și le-am încălzit acum, eu le-am încălzit, că eu mânc. Le-am tăiat, eu asta m-am tăiat mie să mânc. Deci rulade cu cartofi, cu cașcaval, cu carne, vă să-l, ce l-ați văzut? Da, asta cu cartofi. Așa că, dragii mei, vă arăt exact ce mânc eu dimineața, eu așa mânc, ca să știți și voi. Când, cum, ce am? În funcție de ce este mâncăm. Așa că sper să vă placă ce mânc eu. Că eu așa mânc tot timpul. Când am. Și acum atunci... nu mâncă iată-ți cartofii. Păi nu mutăți, că la, și la Miri și la Mihai. De aici mâncăm toți trei. Da. Mă știți că Mihai, Miri nu-i acasă. Mihai nu mâncă dimineața și mânc eu singură. Eu totdeauna mânc singură, să mânc mai mult. Por la treabă, rețetă. Da, chiar așa, să știți, eu mânc singură prima și ce rămâne. Haideți și ajutați-o, dragilor. Nu se descurcă singură. Da, uitați ce bine, stai să le arăt, nu, serios. Uite ce faine sunt cartofii, ca chipsurile. Uitați ce faine le-am prăjit, subțiri, prăjită bine, miroasă, extraordinar, dragii mei, așa ceva. Cu mușdei, vai, nu vă fac poftă. Și cu rulada le-am tocat aici să mânc, să pun pe pită. Și ce am aici, murături, mânc de numai. Deci așa mânc. De azi încolo numai așa mânc. Asta-i... De ce rostare că țin regim și leșin de foame? Degeaba. Nu, mânc bine și... Măcar dacă mor, să mor sătul. Așa zicea soacră mea. Nu mai țin regim. Acum, când o să fii bolnavă, trebuie să vezi tu cum ții regim fără să vrei. Trebuie să ai grijă de tine, să avem grijă toți. Acum, om, așa ai... Firea lui mai pofticios, mai asta, dar dacă gustăm un pic, nu. Treacă, meargă numai, trebuie să avem grijă de noi. Dragii mei, am făcut iaurt, am făcut rulada, am făcut tot ce am știut eu mai bun să vă fac să adevărat îți vă dou 1000-2000 de persoane care le mulțumesc din inimă, îs lângă mine non-stop, non-stop îs lângă mine. Și ziua și noaptea și mă urmărește, orice aș găti, mă urmărește, nu contează, se uită la mine. Deci înseamnă că ei mă iubesc cu adevărat, nu se uită numai când e ceva interesant. Se uită non-stop, asta înseamnă o comunitate. Când te uiți tot timpul la om, nu numai când e interesant.
Acum eu nu vă cert, nu cert pe nimeni, dar n-am treabă cu... Am făcut rețete foarte interesante. Chiar nu vă cer și nu vă rog nici să vă uitați măcar. Eu vă spun exact, eu mânc și vă spun părerea mea, ce cred eu. Să nu vă supărați, eu spun exact ce simt. Numai ardeiul noi, nu? Ardeiul nu, eu am tăiat acum peste ăsta. De alta e murat ăsta, iute. Vreau să vă spun că, nu știu dacă voi ați mâncat, cu siguranță că ați mâncat, dar dacă faceți, vă place, extraordinar de bun. Atâta e de crocant și așa un gust bun are. Încercați să mâncați morcov murat, să vedeți ce bună e și mere cu orice. Atâta e de bun. Dacă vede lumea așa tăiată pe aici, zice că asta mâncă morcov crud. Nu, e murat, să știți. Crud foarte, foarte bun. Extraordinar. Eu de azi încolo, sincer vă spun, nu glumesc, n-o să mai pun castraveți, gogoșar, pun numai morcov și ceapă. Da, dar și de iute, ba. Și o să vezi. Pui tu la fete în borcan, dar mie... Ăștia sunt foarte bune la borcan. Ăia la bidon, într-adevăr, ăia sori. A fost goi la mijloc, s-au strâns, dar la gust erau buni și aia. Ce faine sunt cartofii. Dragii mei, vă invit cu mine la masă să mâncați cartofi, să mâncați salată, murături, ce am eu aici în ruladă. Și mânc, beau medicamentele și nu știu dacă mai fac ceva de mâncare, că noi suntem sătuli. Acum sunt curios că am postat tarta cu dovleac și aia a arătat senzație. Să văd, facem? Cât facem? Facem brânză sau nu facem? Iaurt am făcut. Mai brânză trebuie, nu? Trebuie să facem brânză, urdă, cașcaval. Nu mai facem. E, să facem. Am de gând să știe Margaret, auzit de la maică sa, de la rețeta aia veche, de vreo 3000 de ani. Nu o fac aia acum. Haide să vedem. Nu. O facem? Nu. O rețetă foarte, foarte veche, simplă. Nu vreau să o fac. Dacă nu, nu, pentru ce? Că oricum nu s-a uitat. Cred că o să fac eu atunci. Spun pe Miriam să mă filmeze. Deci vă dați seama. Da, te chinui să... Să zice din arhive că are 3000 de ani vechime, așa să spune. Deci într-o carte o scrie despre ea. Aia v-am zis, dragilor, noi vă mulțumim că v-ați abonat, avem 17.000 de abonați, dar și să vă uitați, hai să zic, nu în fiecare zi, măcar o dată la... Dar spus să nu mai te uiți, nu mai da, spune da, să da, se da, uită. Da, am uitat. Cer scuze, dragilor. Doamna Sanda, nu-ți place? Nu-i felul meu să mă milogez, mă mor de ciudă, cum se spune. Că... Așa ceva ce nu s-a pomenit, că și doamna Sanda și multe, multe, multe persoane ne laudă, sute, 300 de comentarii, dar ioc. Na. Poate ne vine și nouă rândul. Răsare soarele și pe strada noastră, cum se spune. Cu ajutorul dumneavoastră, numai cu ajutorul dumneavoastră. Oricum... Dragii mei, eu v-am arătat cum mânc. Sper că v-am făcut poftă, mâncați și voi. Ce să vă spun, n-am nimic să vă spun, nici să... ăsta... Mihai, te spun să nu mai vorbească, vorbește într-una. Margaret mănâncă, nu prea da. Bea medicamente. Eu nu mai pot să mă opresc. Trebuie să iei medicamentele. La noi a venit primăvară, timp foarte frumos. Nu știu, zice că iar o să vină frigul. La
la televizor, așa au zis, că mă, nu știu, în partea noastră aici, nu știu. Dar ce m-am uitat eu așa pe telefon, pe net, din februarie au fi tot plus 2, plus 3, deci nu mai fi așa frig. Păi să fie, că a fost destul o iarnă. Ne-am săturat. Poate în februarie, dacă că eu mă uit așa la vreme, pe două săptămâni, pe o lună, dacă văd că nu-i mai frig, nu mai îngheață, cred că scot balansoarul în curte, pregătesc curtea. Da, și stai în curte. Da, îmi floresc trandafirii mei, abia apuc. Or fi mai mare acum, or fi mai mult trandafir pe el. Vă filmez, vă cânt acolo, au înflorit pe trandafirii. Mihai, să cântă! Da. Da, ce să facem, asta e viața. A, știi cum e? Și în Biblie scrie. Cine are, se dă mai mult. Cine n-are, o să se ieși ceea ce are. Bine ai zis. Ce viața asta, vedeți? Asta-i cine... Da. Are, are, și mere acolo cine la el, bu, să... bu, 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 îi pune. Dă-i, dă-i și la săracul cine n-are, ia după el. Cum ia statul de la noi și pielea și osul. Mm-hmm. Da, și la... Ăia le dă pensii speciale, a zis, dragilor. Ce să faci? Nu mai pot să mă avea noi ce să facem, numai ar trebui să fim mulți și hotărâți. Gata, și... nu mai pot să mânc, dragii mei. Ați văzut cât am mâncat, nu mai pot să mânc. Asta iau de aici să nu rămân aici. Uitați, eu așa mânc pe pită prăjită. Nehai, asta le mânci tu. Pe viața, se la vii. Ce să facem? Ne rugăm la Dumnezeu să ne ierte că suntem păcătoși, în primul rând eu. Să aibă milă de noi, de copilașii noștri. Te-am lăsat fiți, ea? Da. Deci, dragii mei, eu m-am săturat, nu mai pot să mânc, nu mânc mult. Important. Dar trebuie să mânc foarte des, că dacă nu mânc, să știți că mi-e rău, mă simt foarte rău și tremur. Un pic acolo, bag în gură de 3-4 ori și aia e tot. Nu credeți că v-ați văzut că ăsta, dar nu pot să mânc foarte mult. De exemplu, din pita prăjită, o singură felie am avut prăjită și uitați, o mai rămas asta. Atât am mâncat. Deci am vrut să vă spun că important e să fim împăcați cu Dumnezeu, să încercăm să facem voia Lui. Asta e cel mai important. Da. Dragii mei, nu vă supărați pe noi. Noi am vorbit așa, poate alții o să zică ce ăștia vorbesc, nu știu ce. Nu vorbim prostii. Noi nu băgăm de vină, nu spunem exact ce simțim, ce credem. Nu vă supărați. Nu v-am spus la oamenii noștri care se uită la noi, cei 2000 de oameni, le mulțumim, cum v-am spus, ca de fiecare dată voi știți că de când hai am că mergem până început la canalul, în fiecare zi de câte ori filmez, vorbesc cu voi, eu vă mulțumesc pentru că vă uitați la noi, că sunteți alături de noi. Zi de zi vă mulțumesc, eu nu sunt persoana care mă prefac, numai când am interes vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc tot timpul pentru că sunteți alături și pentru prezența voastră, pentru mesajul vostru, pentru orice. Încercăm. Dar vă spun și când simt că m-a abandonat. Că... Așa e viața, se la vii. Ce să facem? Ne rugăm la Dumnezeu să ne ierte că suntem păcătoși, în primul rând eu. Să aibă milă de noi, de copilașii noștri. Te-am lăsat fiți, ea? Da. Deci, dragii mei, eu m-am săturat, nu mai pot să mânc, nu mânc mult. Important. Dar trebuie să mânc foarte des, că dacă nu mânc, să știți că mi-e rău. Mă simt foarte rău și tremur.
un pic acolo, bag în gură de 3-4 ori și aia e tot. Nu credeți că v-ați văzut că ăsta, dar nu pot să mânc foarte mult. De exemplu, din pita prăjită, o singură felie am avut prăjită și uitați, o mai rămas asta. Atât am mâncat. Deci am vrut să vă spun că important e să fim împăcați cu Dumnezeu, să încercăm să facem voia Lui. Asta e cel mai important. Da. Dragii mei, nu vă supărați pe noi. Noi am vorbit așa, poate alții o să zică ce ăștia vorbesc, nu știu ce. Nu vorbim prostii. Noi nu băgăm de vină, nu spunem exact ce simțim, ce credem. Nu vă supărați. Nu v-am spus la oamenii noștri care se uită la noi, cei 2000 de oameni. Le mulțumim, cum v-am spus, ca de fiecare dată voi știți că de când hai am că mergem până la început 3000. Canalul în fiecare zi de câte ori filmez, vorbesc cu voi, eu vă mulțumesc pentru că vă uitați la noi, că sunteți alături de noi. Zi de zi vă mulțumesc, eu nu sunt persoana care mă prefac, numai când am interes vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc tot timpul pentru că sunteți alături și pentru prezența voastră, pentru mesajul vostru, pentru orice. Încercăm. Dar vă spun și când simt că mă abandonați, că nu vă uitați. Și aia vă spun, nu numai că, vai, când vă uitați mă bucur. Încercăm să vă dăm răspuns, măcar o inimioară, la că sunteți sute de oameni. Dacă ați văzut, noi nu... Numai, ce ne doare, spunem. Asta ne doare, vedeți, ne deranjează, cumva, vă spunem. Din cauza frigului, că aici e frig, n-am mai intrat live. Dar nu numai asta a fost. A fost că și ne-am cam ăsta. Așa, nu? Parcă ne-am supărat. Mă, intrăm, facem tot ce putem. Rețete frumoase, intrăm live. Arată că e în priză, că noi dimineață ne încălzim. Uitați-vă aici, dar nu trebuie să te vedeți așa. Uitați, avem calorifer. Avem calorifer aici, care eu mă încălzesc, eu și Mihai, că el că și acum el. Acum l-am cumpărat stăm... anume, că am zis că să încălzească, că ăsta nu a făcut față. Nici ăsta nu face așa față. Nu. Ar trebui vreo două, cel puțin. Deci noi stăm aici pentru voi să filmăm, că altfel pentru gândiți-vă. Pentru noi, în primul rând. Da. No, dar și pentru voi să vă prezint în fiecare zi o rețetă. Că eu aș putea să mânc, acum ați văzut... Am puneam o felie de șuncă, pita asta, o întoiam, meream în cameră și o mâncam. Și eram sătulă, nu trebuia să fac mâncare ca să pun pe canal să-l prezint. Stau în frig 3 ore, 4 ore, jumătate de oră. Deci eu mi-e sigur că, v-am zis, ăștia... Nu mai zic nimic, atât o fost. Urmăritorii noștri, dragi, până la 3000 de persoane nu se supără. Ăialalți, de fapt, ei nu ne urmărești. Ce să se mai supere? Nu ne rugăm, nu ne plângem. V-am arătat exact ce am mâncat. V-am spus exact ce ne deranjează. Sper că nu v-a supărat pe noi. Vă uitați la cartofii prăjiți. De atât ori am zis, nu numai la evenimente speciale. Acolo s-au strâns până la 5-10... De curios să vadă oare ce ori mai făcut ăștia. Uitați-vă, am zis, la rețete, dragilor. Noi ne dăm toată silința să facem rețete bune și simple. Vă mulțumim mult că ați fost cu noi, că ați mâncat cu noi. Noi acum vă lăsăm, că mai merem și noi la căldură. Așa că vă dorim... O poftă bună, o zi plăcută și vă pupăm. Dacă și vă am greșit sau am supărat pe cineva, cerem iertare. Vă iubim, la revedere, dragilor!